viața m-am pus în partea asta la alta. Asta la alta, ce cuvânt de folosit la televizor. Asta ți-l dau ție, Mirela, bună dimineața. Doamne, ce dor ne-a fost de voi, bună dimineața. Nu ne-am văzut de ceva vreme. Nu ne-am văzut de ceva loc vreme. Loc pentru autografe, o pagină foarte interesantă în carte, pe care ar trebui să o aibă toate cărțile. Lipsește un autograf, al cui lipsește? Să știi că nu ne-am hotărât. Așa că cel mai mare iubitor de povești din echipa Neața, da? Poate să-și treacă numele acolo. Am înțeles. Ăsta e ultimul număr din seria de poveștile Zurli, e numărul 9 și oamenii îl găsesc în acest moment la chioșcurile de ziare din țară. Ce găsesc dacă răsfoiesc prin cărticica asta? Păi îți spun aceasta, găsești în primul și în primul era rând. Era dor de tine, să știi. Am vorbit zilele trecute de tine cu niște serios? Prieteni. Serios? Era... Și ce? Am citit ceva de pe o foaie cu vocea ta în cap. Au, Cilică, mămălică, ce tare, bravo! Când ai nevoie să mă sun, că te învăț eu. Am recis ceva la telefon. Așa, în primul și în primul rând, uite-mă, aici sunt pe copertă. Unde eu, ești? Da? În mijloc, eu sunt pe copertă. Dar ești mai frumoasă decât fetița de pe copertă. Păi da, știu că trebuie, știi, ca să vină lumea să mă vadă de adevărate. Așa, zi, dau frumoasă. Prima pagină, ce găsesc? Un pinguin. Da, este o poveste foarte frumoasă, da. Despre cum tanti prezentatoarea reușește să rezolve ce tot încurcătura vura, nu-i așa? Este o poveste din care părinții pot să învețe ei, în primul rând, cum să transforme o situație dezastroasă într-un succes și cum să nu-ți dezamăgești copilul, având o idee genială în care o situație care poate să pară groaznică, foarte rea, o transformăm în ceva... Totdeauna ați abordat situația din ambele părți, exact, și din partea copilului și din partea părintelui. Și mai vrei să știi ceva? Yeah. Dar când mai vrei să ne vezi, să știi că te uiți la noi înainte de Neața, de weekend. Păi, dar tu nu crezi că mă uit, deschid televizorul la nouă până plec de acasă, da, și vă gașca Zurli. Da, și să te uiți la noi, că am pregătit multe surprize și o grămadă de jocuri în casa Zurli. Îmi place că ești bine și pe actorie. Au, Cilica, mămăligă, ce vrea să se facă și actriță când o să fie mare. Eu sunt deja actriță, că joc în piesă de teatru la grădiniță. Zim pe final, Mirela, 15 ani de gașca Zurli anul ăsta. Bine să crezi, 15 ani, pe 12 octombrie, este ziua noastră și e al doilea an consecutiv când dedicăm această zi copiilor din oncopediatrie. Okay. 70 de femei din zona publică, din sport, din muzică, din televiziuni, au donat șarfe personale, uh-huh, care se licitează în momentul ăsta pe Facebook, pe ziua eșarfelor colorate. Inclusiv Ramona voastră ne-a dat o eșarfă și cei care o iubesc pe Ramona pot să intre acolo și să obțină eșarfa ei. Toți banii se vor transforma în kituri de toamnă cu care noi ajungem de ziua noastră în secțiile de oncopediatrie din România. O inițiativă foarte bună la 15 ani de gașca Zurli. Noi vă așteptăm aici de fiecare dată cu ceva nou. Să aveți duminică de la 9 dimineața. Înainte de sezonul 3. Acolo ne vedem. Avem un nou format în fiecare duminică, un personaj este șeful casei. Nu zi tot, Bine. Să se uite, okay, lumea duminică. Duminică. Mulțumesc că ați trecut pe la noi. Aceeași energie de 15 ani, să fiți fericiți, să aveți încă 15 cel puțin. Vă pup, vă pup. Și pe voi, de cei de acasă, aveți timp câteva minute să vă uitați după cartea asta sau să vă uitați dacă vă place gașca Zurli și să o share-uiți, să o dați mai departe, că mai sunt generații de copii de venit. Ne întoarcem după pauză.